Consiliul Județean Mehedinți a aprobat două proiecte majore pentru consolidarea și modernizarea clădirii fostei maternități din Drobeta, Turnul Severin. Sub conducerea președintelui Aladin Georgescu, instituția își propune să transforme acest edificiu emblematic într-o secție de recuperare, medicină fizică și balneologie, integrată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta, Turnul Severin. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mehedinți, desfășurată sub conducerea președintelui Aladin Georgescu, au fost aprobate două proiecte de mare importanță dedicate repunerii în circuitul medical a clădirii fostei maternități din municipiul Drobeta, Turnul Severin. Aceste inițiative vizează transformarea imobilului într-o nouă secție de recuperare, medicină fizică și balneologie, partea Spitalului Județean de Urgență Drobeta, Turnul Severin, oferind astfel comunității acces la servicii de sănătate de înaltă calitate într-un spațiu modernizat și complet echipat. Consiliul Județean Mehedinți intenționează și cu siguranță va reuși lucrul acesta să redea funcționalitatea medicală fostei maternități. Astfel am pregătit două proiecte de hotărâre și astăzi le-am și aprobat pentru a obține finanțare în vederea reabilitării, dotării și consolidării seismice a fostei maternități. Un proiect privește consolidarea seismică cu o valoare puțin peste 50 de milioane de lei. Avem cererea deja depusă și vom beneficia de fonduri guvernamentale pe un program administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale. Iar pe de altă parte vom reabilita clădirea și o vom dota cu ceea ce este necesar, inclusiv cu aparatură medicală, pentru a-i da destinația de secție de recuperare, balneologie și medicină fizică, toată valoarea ridicându-se undeva la aproximativ 135 de milioane de lei și urmează ca în perioada imediat următoare să depunem, așa cum i-am obișnuit pe mehedințeni, cerere de finanțare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Până în prezent, cererea de finanțare pentru primul proiect, cel destinat consolidării seismice, a fost deja depusă, iar administrația județeană urmează să finalizeze documentația și pentru proiectul de reabilitare și dotare, pentru a obține finanțarea europeană necesară. Finalizarea acestor investiții va crea un centru de referință pentru recuperare medicală, menit să sprijine pacienții ce necesită tratamente fizice și balneologice, reducând astfel nevoia de deplasare către alte județe sau regiuni pentru tratamente de specialitate. Prin aceste inițiative ambițioase, județul Mehedinți face un pas important către modernizarea și extinderea infrastructurii sale medicale, beneficiind de sprijinul și resursele disponibile la nivel guvernamental și european. Reabilitarea și dotarea clădirii fostei maternități din Drobeta, Turnul Severin reprezintă nu doar o investiție în infrastructura locală, ci și în calitatea vieții comunității și în sănătatea generațiilor viitoare.